dimineața. Planificam să încep acest vlog mâine, luni, dar pentru că azi trag o fugă până la maternitate, am zis că îl încep azi, pentru că ceea ce urmează să fac face parte oarecum din naștere, din procesul de naștere, da? Voi merge să dau testul la COVID, așa că o să vă iau cu mine. Am ajuns la maternitate. Acum la ora 7 trebuie să dau testul și am mari emoții. Gata, am dat testul. Acum aștept să merg acasă. Azi nu trebuie să ies nicăieri, decât să stau numai în casă și să nu intru în contact cu nimeni. Iar mâine dimineață voi veni cu tot cu bagaje și voi rămâne aici. Neața, vă salut de aici din maternitate. Eu deja m-am internat. Mi s-a luat testul la COVID. Iar acum aștept să vină rezultatul și medicul să decide când, la ce oră facem operația. Iată așa arată sala de naștere. O sală simplă și patul. Mi s-a spus că după naștere tot aici voi fi adusă, așa că mă fac comod și citesc, apoi cred că o să dorm un pic până vine medicul. Mi-a venit și micul dejun, ceai și cornuleț. Încep pregătirile. Mi s-a pus aici un cateter, iar acum trebuie să pregătesc toate lucrurile pentru bebeluș, pentru mine și să mă odihnesc, apoi mergem în sala de operație. Deci am pregătit aici documentele, pansament, scutec și o pelincă de unică folosință pe care o să le iau cu mine în sala de naștere. Iar acolo e totul pregătit pentru bebeluș. Iată, mi-a venit și prânzul. Așa, mâncare. Aici e compot și aici borș. Deja ora 2, iar eu încă nu merg la operație. Nu știu ce se întâmplă. În schimb, am mâncat de 3 ori. Iată așa, la indicația medicului. Mi-a venit și cina. Iată așa arată. Și înainte de a lua cina, vreau să vă anunț că astăzi nu voi avea operația. A fost amânată pentru că medicii au avut o urgență și acum toți sunt plecați. Mâine, 13 octombrie, la prima oră mi-au promis că îmi vor face cezariana. Să vedem. Gata, prima zi de stat în spital. Practic toată ziua numai am mâncat, am dormit și am terminat de citit această carte. O să mă întrebați de ce stau cu masca așa, pentru că purtarea măștii aici e obligatorie. Însă eu mă sufoc și mi-o pun doar când vin medicii. Ne revedem și reauzim mâine. Bună dimineața! E a doua zi de când sunt în maternitate. E ora 6:30, marți. Și tare sper că azi să aibă loc operația și să mă întâlnesc cu Lia. A venit medicul și mi-a spus rezultatul la testul COVID. E negativ, știam că așa va fi și acum așteptăm anesteziologul să mergem la operație. Gata. Aici, în mini comora și aici stau sub picurătoare. În sfârșit s-a întâmplat. Gata, m-am ridicat din pat. E ora 10 seara. Aici bebelușa mănâncă. Iar eu sunt plină de emoții, ca de obicei. Și abia aștept să mă culc, să dorm un pic.
O nouă zi și suntem într-un alt salon. Ne-au transferat la etajul 2 pentru că în sălile unde am stat tot vin și vin mămici și nu au unde le interna pentru naștere. Așa că aici e o cameră mai mică, dar e frig. Dar măcar avem geam mare și pot vedea ce se întâmplă afară. De dimineață nu am mâncat nimic decât chefir și covrigei, iar acum la amiază ar trebui soțul să-mi aducă supă. Mâncarea de aici îmi e interzisă, dar vedem. Tare, tare sper mâine să mergem acasă. Soțul mi-a adus aici mâncare, supă cu pesmeți. Azi asta am voie să mănânc. S-a mai dus o zi. Tare, tare sper că mâine să mergem acasă. Sunt super mega obosită. Vreau acasă. Azi nu am mai reușit să fac vlog. Nu sunt singură aici în salon și vă dați seama că nu mi-e prea comod să filmez. În plus, nici nu am avut ce să vă arăt, ce să vă spun. Stăm toată ziua, mâncăm, creștem și mâine mergem acasă, în sfârșit. Deja de acasă o să vă povestesc mai multe. Azi e vineri, e ziua în care mergem acasă. Tare sper să vină mai repede ora 2 și să ne externeze. Mergem acasă, vine soțul să ne ia și plecăm. Mergem acasă! Acoș ne îmbrăcăm și am plecat. De atâta voi nu fășesc de aici, din camera asta. Nu, nu. Da? Da, e prețorul și el năzbătios, care tu trebuie să-l pui la punct. Înțeles? Asta e surioara pe care tu trebuie să o ajuți să-și fac temele, să iei un pic. Să o pui la punct. Să-i năzgălești un caițel acolo, da? Surpriză de la Stelian. La mulți ani te iubesc. Iupi! Și ca de obicei, tatăl nostru ne-a așteptat, ne-a întâmpinat la maternitate cu flori. Coafura a revenit. Suntem acasă, deja de câteva zile, suntem bine. Mulțumim tuturor pentru cuvinte frumoase, pentru mesaje. Voi face încheierea vlogului. A fost un vlog mai diferit, dar sper că v-a plăcut. Sper că ați văzut cam ce înseamnă o operație de cezăriană. Pe belușul e aici, lângă mine, cu mine, non-stop. Suntem fericiți, suntem... Singuri acasă? Acum, da, suntem împliniți. Și de mâine... Mâine e luni, azi e duminică, închei vlogul. De mâine, nu știu, mai facem vloguri? Da. Da? Filmăm în fiecare zi să vă arătăm ce mai facem, cum o mai ducem, cum ne mai descurcăm. Cum îți dau un pic după, când plec la școală? Da. Până când e totul bine, eu încet, încet mă recuperez. Bebelușa se acomodează cu noi. Și sperăm să fie la fel de liniștită și să avem nopți dormite în continuare. Doarme ca un ursuleț așa drăguț. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu ca așa. Vă mulțumim. Și încheiem vlogul de astăzi. Pa, pa! Pa, pa!